cum înțelegem, data de 28 septembrie 2016. Dacă nu ați citit cumva procesul verbal, aveți o modificare, dar nu spunem la voi așa, de exemplu. Procesul verbal de la ședința din data de 9 august 2017. Dacă nu aveți modificări, și asta o să spun. Cine este pentru? Salut, domnul ministru. Dăm cuvântul cu domnul viceprimar, citea privind convocarea ședinței ordinare. Dispoziția numărul 235 din 29-2017, privind convocarea ședinței ordinare, Consiliul Local al Comunei Bățănești de Subacol, din data de 28 septembrie 2017. Primarul Comunei Bățănești, județul Bacol, având în vedere dispoziția articolului 39 alinia 1 și articolul 68 din legea administrației publice locale numărul 251, republicată, modificată și completată. Ne spune, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bățănești, județul Bacol, care va avea loc în data de 28 septembrie 2017, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Bărsănești, în sala de consiliu. Proiectul ordinei de zi este următor. Punctul 1. Proiectul ordinei privind aprobarea contractului anual pentru anul 2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator domnul botezat de George Comunal Comunei. Articolul 2. Nu. Punctul 2. Proiectul hotărâre prezintă acordarea unui mandat special domnului botezat Ugelul, reprezentând UAT Bărsănești, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vedere exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul, inițiator domnul botezat Ugelul, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 450 de metri din avia minoră a părului Chicerea, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrația Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construire cu reconstrucția podului peste părăul Chicerea, în cadrul investiției în modernizare rețea domnului locale în Comuna Bărsănești, județul Bacău, inițiator domnul botezat Ior, primarul comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea executării documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate și proiect tehnic privind obiectivul de investiție, împrejmuire și refacere canalizare canalizare, menajeră și pluvială, corp A și corp C la școala gimnazială numărul 1 Bărsănești, Comuna Bărsănești, județul Bacău, inițiator domnul botezat Ior, primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării din excedentul bugetar local la 31.12.2016 pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bărsănești, județul Bacău, inițiator domnul botezat Ior, primarul comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivelor de investiții Centrul de Tineret și Activități Culturale, inițiator domnul botezat Ugelul, primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei pentru aplicarea prevederilor Ordinului numărul 448/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al nomenclatorilor stradale la nivelul Comunei Bărsănești, județul Bacău. Inițiator domnul botezat Ugelul, primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bărsănești pentru anul 2017. Inițiator domnul botezat Ugelul, primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru servicii, altele decât cele alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Inițiator domnul botezat Ugelul, primarul comunei. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziție vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comun și vor fi aduse la cunoștință publică prin așare. Alte propuneri? Diverse. Da, până o mai diverse. Am o propunere cu domeniul cultural care se va face în Comuna Bărsănești. Vorbim noi, dar nu vorbim. Adică trebuie hotărâre pentru ședința următoare, nu? Și acum propun la... Propunere pentru ședința următoare. Da, propunere pentru proiectul hotărâre pentru ședința următoare. Hotărâți dumneavoastră, președinte. Stai direct. Citiți la proiect.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv Adifa. Propune, se aprobă cotizația pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Adif, în cuantum de 100 de lei. Articolul 1000 de lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Botezat Gelu, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIU, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 în prezentul proiect de hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru Județul Bacău, 250.000 de lei. Pentru localități de rangul 1, municipiul Bacău, 250.000 de lei. Pentru localități de rangul 3, cuprinse în proiectul de extindere, modernizare, sistemul de apă și apă uzată în județul Bacău, municipiul Moienești, orașul Dărmănești, Bucur și Târgovna, 200 de lei. 20.000 de lei. Orașul Sănic Moldova, 3.000 de lei. Pentru comunele cuprinse în lista, în lista de investiții prioritare pentru 2014-2020, 1.000 de lei. Pentru comunele fără investiții în infrastructura apă și canalizare, 100 de lei. În adunarea generală a asociației. Articolul 3. În care, în cazul în care, din motive obiective, primarul Comunei Bârsănești nu poate participa la lucrări în ședințe ADIP, Bacău, acesta va fi înlocuit de domnul Gabriel Daniel, având funcția de viceprimar al Comunei și calitate de reprezentant al, Comunei Bârsănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și împuternicit să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 în prezenta hotărârii. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoane nominalizate la articolul 2 și articolul 3 Societate de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIPU, instituție prefectului Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică la sediul Consiliului Local. Discuții? Dar s-a citit pentru amul două, bănuiesc, nu? Nu, trei. Deci este proiectul 1, proiectul 2 și proiectul... Da, și cu reprezentantul. Gracias.
Nu, nu, că este bugetul... Bugetul local de venituri și cheltuielile s-a dat. Deci acolo problema e că în 2008 s-a făcut,
fost dus să se fie să fie de la Dărâșma. Fac și eu până la urmă urmă. Capă să poboare. Dacă n-ar fi și infiltrații, n-ar fi o problemă. Dar sunt și infiltrații de apă. Și atunci ea se ridică și o ia pentru școală la bani. Și se facă și doar boala de trimeasă în delt și școală. Și partea din spate. Când eu, până la să termina lucrarea de la Băsănești, am că și ele sunt prinse. Chiar acum a întrebat Felix. Da, dar problema e că nu s-a prins, nu știu din ce motiv, nu se încadrau, nu știu, niște sumă, ceva de genul ăsta, nu mi-am adus aminte, deci nu l-a prins în proiect. Și acum, tot, am zis să încercăm să facem și partea aia, cel puțin știm că aici am terminat cu totul. Nu mai avem, chiar nu mai avem ce face, deci dacă facem și aia, chiar nu mai avem ce face la școala Băsănești. Tot asta nu e. Poate, da. Putem primi și bărnice de care se poate. N-am spus. Deci, da? Da, normal, cu fundații, da, deci, poartă. Fără intrare. Nu, păi, da, da, el iese la pensie și așa el iese la pensie, nu o să mai tine poartă acolo. A făcut un preot, un preot, și un preot, un preot. La Brăchești nu se încadrează tot în același proiect? N-ai sunt de ce să fie obiectiv diferit. Acolo, la Brăchești, deocamdată, dar sunt la diverse, discutăm și chestii. Haideți să terminăm să-i proiecte. Altă discuție? Spune-mi la loc, cine sunt pentru? Aici la proiectul numărul 5, nou cuvântul domnului primar. Raport de specialitate în sprijinul proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului unității administrative teritoriale pe anul 2017. Nu, era un proiect de hotărâre. Deci este proiect de hotărâre. De modernizare de ceasă. Da. Da. Aici, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a cofinanțării excedentului bugetului local pe 31.12.2020, realizarea obiectivului de investiții modernizare de drumuri locale, Comuna Băsănești de Subacău. Aici ce se întâmplă? Noi am votat. Deci și partea de cofinanțare și partea de la stat. Dar mai nou, ăștia pentru depunerea documentației, nu vor două hotărâri. Vor comasat. O întrebare. Știți că mai vorbit și despre ambele, tot din excedent se scoate. Da, asta nu e vorba de excedent. De ce nu? Nu, nu, nu. Asta e pe proiectul PNDL. Modernizare drumuri locale. Care au venit din PNDL. Da, 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 da. Da, 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 e din excedent. Păi, dar nu avem, deci e altă treabă. Dacă aveți discuții. Deci ele sunt votate, numai că ei vor comasate într-o singură hotărâre. Nu mai vor două hotărâre. Conexate, da. Conexate sunt. Da. Punem la vot. Cine se expunere de motive în sprijinul proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții Centrul de Tineret și Activități Culturale SAD Bârsănești, Comuna Bârsănești. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere faptul că în Comuna Bârsănești nu există un cămin cultural și niciun spațiu disponibil care să poată fi pus la dispoziția copiilor și tineretului în vederea desfășurării de activități culturale. Ținând cont de faptul că prin demolarea fostei grădinițe din satul Bârsănești, zona Guragoi, vom avea la dispoziție amplasamentul necesar. Propun aprobarea realizării obiectivului de investiții Centru de Tineret și Activități Culturale, sat Bârsănești, Comuna Bârsănești. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să dispuneți. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții Centru de Tineret și Activități Culturale, SAD Bârsănești, Comuna Bârsănești. Propune. Articolul 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții Centru de Tineret și Activități Culturale, SAD Bârsănești, Comuna Bârsănești. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului de Bacău și primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile lege prin grija secretarului comunei. Discuții, cum are nici acest lucru? Mergeți? Cu așezarea căminului cultural la Vrânvăi, acolo jos, nu aș fi de acord. De ce? Lumea de la Mădosul, toată lumea este revoltată că primăria a dat pământul de acolo, a dat la oameni, s-o
După aia... Care pământ? Pământul de, de la acolo. Și așa au fost la primărie și o doamnă Cheptănușu, o doamnă care i-a luat pe acolo teren. Bun. Eu acum propunerea mea este în felul următor. Hai să ne orientăm și facem la mijlocul comunii. Nu ne ducem într-o parte de comună. Toate cele le-am prelucrat, nu? Brăteștenii se ducă de la... De acolo și discuții la Brătești au fost de casa, zilele astea. Au auzit cu căminul se face la gura băie. Nu-s de acord. Albele, la acolo, e mai bine decât la gura băie. Care plouă tot la fel. Gura băie tot la fel. La centru comunii. Acolo este un pic de teren, domnul Costel are adresa la Boier, putem să-l aducem aici la fața locului, cât ar să-l fi. Am adresa, deci când m-am dus și am verificat dosarul la instanță la Onești, la judecătorie, am verificat dosarul ăsta cu școala de la Gurdosu, acolo apare, apare adresa la fica, la moștenitoarea Boierului, care este stabilit în Germania. No, și am adresa acasă, acum care... A, terenul este acolo, dar da, s-o multe crescindere, deci al moștenitorului la București nu am adresa, nu cunosc, dar în dosar scrie la moștenitoarea care s-a stabilit în Germania. Asta pentru extindere, dar terenul este pentru construirea unui terenul. Nu, deci eu am spus că ce se găsește la dosarele, deci ca a spus domnul Georgescu că am o adresă. O adresă o am din dosarele de care le-am studiat la judecătorii cu pământurile alea de acolo. Să fii bine și pentru albini, să fii bine și pentru Brătieșeni, să fii bine și pentru Bravoie și pentru așa e bine. Dar nu e bine, dar dacă ne face drumul. Păi, mincinuim, dacă face, păi să face drumul, să face drumul pe parte la deal. Să face drumul, e cel mai rău de aproape. Haideți să vă spun că aici noi am pus acolo. Problema e deocamdată noi nu avem bani, nu avem nimic. Noi facem proiectul ăsta în cazul în care apare de undeva, să nu mai stăm atunci, bă, hotărârii pentru aprobare avem. După aia fixăm terenul, valori, tot, tot, tot. Noi pentru asta și ca motiv am băgat ăsta de aici. Dar stați, că ăsta s-ar putea să mergureze, să vedem când ne veniți de la inspectorat, când ne veniți mai mult factor, că noi am să-l dărâmăm anul ăsta. Nu se știe dacă reușim să-l dărâmăm. Domnul Vice, eu zic din punctul meu de vedere, ar trebui stabilită oarecum și locația. Sau dacă nu se poate stabili locația acum, măcar să fac o mențiune. Doamne, vom stabili locația ulterior. Și așa. Dacă nu se poate stabili acum. Eu propun altceva. Știți foarte bine mulți din dumneavoastră că am fost foarte mulți ani plecat afară. De când m-am întors acasă, mă tot rog de primărie, de ani de zile, să se demoleze cea clădire. Domnul viceprimar, cred că și cel mai bine. De când tot ziua și îi rog să dăm jos, să dăm jos, să dăm jos. Au fost puse numai bețe. Așa. Au fost puse numai bețe roate. Nu știu din motivul cui, nu știu de cine, nu mă interesează. Dați-mi voi după aia spune, dați ce vreți. Așa. Acum, după ce am reușit și am fost toți de acord să dăm jos, pentru că e un pericol public, văd că tot Consiliul Local se opune ca să se facă ceva în comuna asta. Eu propun altceva. Văd că dumneavoastră propuneți. Brătești, Gura Băi, nu mai spun nimic. Așa. Propun altceva. Haideți, oameni buni, să cădem de acord, să facem ceva în comuna asta, indiferent unde. Indiferent unde. Și după aia, dacă fi posibilități, nu-i nimic, asta de vorbă cu dânsul. Păi, hai să luăm să facem acolo. Nici o problemă. Primul pas, îl facem pe ăsta. Avem ceva în mână. Au copiii unde se ducă, pentru că să știți că de ce așteptăm, de ce te diversăm mai mult, de ce nu se va face nimic. Luăm, facem acolo dacă o să avem ocazia. După aia, să avem ocazia să luăm terenul la deal, școala veche de la, de la Blodosu. Așa, vedem care e situația juridică și cu acel teren. Când e mâna noastră, atunci putem să facem un proiect și ceva pentru acolo. Pas cu pas. Pentru că nu stăm doar în banii de la PNDL sau la asta. Putem să facem și noi după aia ceva cu forțe proprii. Dar gândiți-vă că sunt ani de zile, a treilea mandat, de care eu mă rog să dăm jos. Așa, aș vrea să intervin. Puteți să fiți siguri că va mai dura încă pe asta, de acord să vă faci ceva. Da, vreau să intervin și eu. Din punctul meu de vedere... Deci vă rog să analizați această situație și faceți. Eu din punctul meu de vedere, așa cum am spus și la ședința anterioară, eu nu sunt de acord să dărâm. În primul rând, care este pericol public acelei clădiri? Mergeți să nu întrești o stare avansată. Dați-mi voi puțin. Am trecut de nu știu câte ori pe lângă clădirea aia, nu are nici măcar o fisură în zidărie. Mergeți să nu întrești o să vedeți. Dacă are fisură în zidărie, pericolul public îl invocăm noi pericolul public. Din punctul meu de vedere pot fi luate măsuri de conservare, da?
poate fi îngrădit în jurul acelei clădiri. Asta a dispărut, dar ar merge cu condiția să angajăm un basen să-l punem permanent acolo. Dar avem o poliție locală. Dacă luăm poliția locală de aici și o ducem avem acolo, să se ia de pază? Nu m-ați înțeles. Eu n-am spus să se ia de pază. Se poate trece într-o patrulare. Când Dumnezeu îl ia de acolo? Noaptea. Păi și atunci poliția locală. Păi la poliția locală, dacă de exemplu se duce acum, ei îl pândește, gata, o trecut la dealul oră, nu mai vine la vale, nu trebuie să... domnul Vici, ca să poți să iei niște materiale care să consolidează sau să izolează acea clădire, îți trebuie timp. Iar problema a doua, deci a venit un expert, în al doilea, prima dată negativ. O zis, sub nicio formă asta nu se mai poate lucra la ea. Motivul principal, nu are fundație. Ea este pericosă pe piatră de zvălnic. A doilea motiv este făcută din cărămidă arsă, care a început să se macine. Și nu are cum... Eu am văzut, v-am zis, eu sunt foarte mirat, nu apare nicio fisură în zidul clădirii. Mergeți și vă uitați pe drum, că am trecut de ianuar pe drumul ăsta, nu se vede nici măcar o fisură. În condițiile în care am văzut case construite cu materiale din astea acum care se găsesc în comerț și deja apar fisuri. Și aia nu are nicio fisură. Deci e foarte... Noi ca să reconstruim... E o dorință foarte ridicată de a se demola. Exact cum se spune, să vedem că nu construim. Noi ca să putem reface clădirea aia, noi trebuie să ne dea, să-și dea acord un expert. Și dacă expertul nu și-l dă, noi nu putem face. Deci ori nu te duci să obții o autorizație fără acordul expertului, nu poate. Și dacă expertul a pus negativ, nu se poate consolida, motivele le-a invocat, nu mai vorbim că... I-ai... V-am spus, cărămida aia, dacă bagi degetul așa în ea, o râpi toată. A fost ars în 50, atunci cum a fost ea ars sau până acum. Eu nu m-am referit acum că să nu o demolăm. O demolăm școala de la voi și lăsăm teren de joacă la copii. Ce? Ce problema e să faci un proiect? Dacă poți să-l prindi pe alte fonduri, pe alte afiri, pe... Adică acum va construi ceva, deci nu e demolată clădirea și rămâne de... Păi faci... Oricum, dacă dumneavoastră reușim să facem o construcție, acolo noi am fundat gura la toată lumea de la Vădus și de la majoritatea. Că panoramul de 10-20 de ani de când s-a dat pământul ăla la Puier, din continuu numai și panoramul. Nea Georgescu, acum să-mi spun și eu părerea. Părerea mea e felul următor. Noi spunem că să-l facem pe ăla, deocamdată nu știm dacă putem să o cumpărăm. Să presupunem că galul... Este teren. Avem o suprafață. Pe suprafața aia nu poți să construiești. Nu-ți dă voie. Dar nu-i mai bine. Trebuie să asigur. Asta e mai mare suprafață decât acolo. Mult mai mare. Dumnezeu, noi nu construim că nimeni. Noi aici ați spus în proiect un centru de tinere. Păi și atunci de cine îți bagim? Păi centru. Centrul ăla poate să fie un muzeu. Noi asta vom vedea. Poate să fie unii și țin băieții ăștia care cântă și țin haine de acolo și toate. Asta face. Deci căminul cultural. Nu-i cămin cultural. Un cămin cultural pentru comună trebuie făcut mare. Acolo dansează, acolo nu poți să-l faci mare. Sala de repetiții. O sală de repetiții. Săracea se chinuie acum cu camere de asta la dispensare. Se poate face. Chiar pe spațiul ăla micuț, cu altă denumire. Cum considerați? Dar problema... Din urmă acolo. Oricum, se poate face dacă avem spațiu. Adică trebuie odată ocupat terenul ăla. Deci nu am ocupat niciodată terenul ăla și s-a defăcat terenul ăla. Dar haideți să facem altceva. Haideți totuși să luăm niște semnături. Să vedem oamenii de acolo, din Glotov, sunt de acord să n-aibă unii. E totuși acolo să mai duc, mai bat eu minci, mai... Ați văzut cum asta. Se duc acolo. Până la urmă, tot locul ăla l-am invocat pentru un spațiu. Noi acolo avem, putem să luăm și să ne extindem, să luăm de la Boier să cumpărăm. Vasile, până nu văd că Boierul spune, da, domnule, vă vând, atunci am vorbit. Sunteți sigur că luați dumneavoastră? Păi, dar stai, vreau să vă spun că licitații, că să vin în ții. Prima dată trebuie făcut o ofertă de vânzare. Ne vine domnul Georgescu. Prima dată trebuie făcut o ofertă de vânzare, trebuie făcut... cu publicitate imobiliară, mai foarte mulți pași. Foarte mulți pași. Foarte mulți pași. Numai spațiul ăla care este acolo e foarte mic. Eu am spus-o că am și într-o discuție privată, m-am spus-o. Avem dreptul de preemțiune, de prin cumpărători. Avem noi dreptul. Da, da. Avem acest drept că pentru că se vecinează cu un teren public. Corect, dar acum devine. Trebuie să apară o ofertă de vânzare și după aia să mergem să contractăm, să facem acte și alte copii. Dacă nu este o ofertă, degeaba vrei să pune. Da, vreți vă citire acordului pentru școala de la Urăvei, acolo, de la Ministerul Inspectorat. Nu, eu am o opinie. Alte discuții?
De ce discuții? Că m-am înțeles bine. Păi, doamnă, nu se va construi, pentru că am dat nu sunt bani. Noi îl facem în momentul în care apare de undeva un, o sursă de venit, noi să avem proiectul ca să avem de ce ne legată. Noi stăm acolo, vă dați seama, ați văzut acum cum le dă, de pe o zi pe alta. Nu numai de pe o zi pe alta, două, trei zile. Și în centrul de ăsta, cât teren ar trebui așa de mult, așa pentru un schimbare? Ce vrei să construiești? Trebuie să aibă și echipare, trebuie să aibă. Asta să ai și loc de fost. Nu cumva trebuie să-i facem și un grad cuiva care trebuie să-i făcut? Să intre din casă direct în centrul ăsta? Nu știu ce nu văd logica. Nu văd logica. Deci când faci asemenea afirmații, totuși ar trebui să ai niște... Că pui care va acolo, că acolo e câmp liber tot. Nu. Adică cel care vrea să facă anumite lucruri astea, să fie cât mai aproape de serviciu mare. Noi nici nu avem centru. Noi nici nu avem clădirea dărâmată și de-aia ne gândim la locuri de muncă. Așa o terenim de colo-colo. Nu, frate, noi să facem proiectul. Haideți să facem proiectul. Nu să știe de unde apar, măcar avem locul, spațiu de cine legat. Că dincolo v-am spus, e o chestie. Nu putem încă să facem până nu vedem. Dacă boierul nu anunță nimic, da, din vorbe să aud, vreau să vând. Dar să vedem o hârtie măcar. Măcar o hârtie e mână scrisă. De punct de vedere juridic, prima dată, deci așa să spunem. Cererea întâlnește oferta. Abia atunci se poate contracta și se poate intra în discuții. Păi, da, până atunci nu se poate, domnule. În prima trebuie să ai ofertă de vânzare. Corect. După aceea se face afișul ăsta aici, a publicitatea imobiliară, spun la primărie, 45 de zile. Și abia după aceea se merge pasul următor să face pasul următor începe, cadastru, bine, se presupune poate astea le are, dacă nu o cred. Nu are nimic. Are cadastru. Domnul vecin, eu nu am ce? Nu, deci cererea de cadastru trebuie să mă asigure proprietarul. Atunci atât a trebuit. Oferta de vânzare, asta, publicitatea imobiliară. Da, 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 formalitate de ban public. Care ban public? Păi dacă noi îi cumpărăm. Da. Facem hotărâri de Consiliul Local. Facem hotărâri de Consiliul Local și îl cumpărăm. Cum să nu? Atunci când e vorba de plătit din banul public, trebuie făcut un raport de evaluare. Cam la cât s-a revenit? Din banul public, da. Evaluare nu poți să-l lasă. Asta spun. Niște scuze. E posibil ca lui să nu-i convină după aia, să ne mai vândă. Deja am trecut până în evaluare. Da, 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 da. Să punem la vot proiectul în formă care a fost propusă. Eu propun așa ca la Gura Băi să facem centrul ăsta. Da? Păi exact cum fie. Iar acolo, în situația că se va reuși cumpărare, se mărgește și spațiul, și atunci putem duce Căminul Cultural acolo. Nu o să poate, domnul Bănaru, acest lucru. Doamne, trebuie mers pe aici. Nu poți când mă duc acolo, plec de acolo, vin timpul. Nu, domnule, aici faci centru. Să faci un proiect să faci exact, pe teren, pe... spați pe tot. Păi aici îți face centru, că deja scrie da. Centru, nu scrie... Deci, nu scrie că mi-a nu, în proiectul de hotărâri care este supus azi de spate, nu scrie cum se face. Eu... S-a hotărât noi acum, asta să facem. A venit domnul cu o propunere, veniți și dumneavoastră cu una, supuneți propunerile la vot, care păi nu, dar eu am înțeles de la domnul Georgescu că la Brodusul vrea chiar Cămin Cultural, nu vrea centru. Dar ceva de nou chiar nu poți să întrebi. Asta și un cămin cultural. Și un cămin cultural nu-l facem de 100 de metri, un cămin mare. Și toate comunile ne-am spus, măcar să poți băga 100 de persoane, 150 de persoane, faci un spectacol, faci ceva, să ai un băga. Aici și-a facem altceva. Și strângem un lucru. Haideți să explic ce s-a întâmplat în 2007 și în 2011, când am pregătit documentație pentru aprobare și am trimis-o la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții pentru realizarea unui cămin cultural. Deci ni s-a transmis la noi instrucțiuni și un plan, cum să spun eu, deci ei, practic, Compania Națională de Investiții asigură proiectare și ne-a spus exact cât teren trebuie să aibă în larg, în jur, pentru spațiu verde, cât trebuie să fie alocat parcării. Deci au fost niște indicative precise da, doamne, ca să, putem, să avem noi o imagine exactă asupra suprafeței întregului obiectiv de investiții. Și atunci am scos din domeniul privat
am impresia, din domeniul public și-am transmis în privat, da, o suprafață care să poată să facă față cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții. Permite și asta a venit undeva lângă, dacă vă amintiți dumneavoastră, care ați fost, lângă 10 agricultori. Așa este. Cele două locații nu ne pot permite să facem un cămin cultural. Da, nici nu e vorba de așa ceva. E clar, e un centru. Asta discutăm. E un centru. Deci, ăla poate să aibă 100 de metri pătrați sau 50-70, depinde de funcții de pași, de ce destinați. Dacă ați vorbit de cămin cultural. Dar n-ai ascultat. Spune așa, proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării obiectivului de investiții, centru de tineret și activități culturale. Spune eu din nou pe cap toată. Sunt două persoane care e în Consiliul Local care nu vor să facă nimic acolo. Vă dau și unul. Nu contează. Dau cuvântul domnului consilier Petcu, vrea să spun. Da, unul și doi. Curțul la subiect. Unul vrea să ieși la agricultură și unul vrea la vădă. De la ei pleacă toate discuții. Domnul președinte, doamna președinte, am prezentat domnul secretar, să nimic cultural în cele două locații, nu se poate face. La diverse, care eu am zis să le propun să le discutăm la diverse. Da, dar suntem pe proiectul ăsta, trebuie să discutăm că aici e discuția pe proiectul ăsta. Dar nu știu ce ești tu în ce să spunem. Eu propun să nu luăm o hotărâre pe acest punct până nu eliberăm școala de acolo. Terenul. Deci o să dureze mult până să ne vorbim. Asta e așa e ca și eliberat. Săptămâna aia ne vine și expertul. Este inspectoratul mi-a dat avizul. Dacă ne dă avizul și expertul, al doilea expert, primul i-l-a dat. Deci am fost care a făcut review-ul ăla, sau cum se cheamă. Așa. Urmează al doilea, care este chiar constructor de specialitate. Ăla vine și a spus, da, această școală nu se poate, sau acest corp, clădire, nu se poate renova. Din motivele X. Și trece acolo. Atunci trebuie dărâmat, că nu-ți mai dă nicio autorizație și nici bani nu poți obține pe el. Și am toate documentele, nu mai... Dar cine a zis să nu-ți dărâmi? Dar să voteze așa cum este formulat. Și eu zic că la fel, la cuvinte anii comune. Da, e genet. Da. Alte propuneri? La ce? Domnul președinte, din asta chinat dumneavoastră. Dar eu am să-ți spun dumneavoastră ceva frumos și prietenești. Noi am fost contra să părțim la parohii banii care au trebuit și dumneavoastră n-ați fost de acord că ați vrut să dați bani. Și ați strântit 100 de milioane la un singur om. Asta mă supără pe mine. Du-te și verifică și să vezi că... Amin, asta nu știu dacă sunt probleme care trebuie să da. Discutăm în față. Păi dacă ați îngelozit că noi nu vrem să facem nimic în comun casă. Dar până la urmă sunt opiniile fiecare. Nu am zis așa. Poate să-și le explic fiecare aia de primul să-și explic. Facem prin vot. Ce este vot? Orice vot. Noi nu vrem să facem nimic. De acord, de acord. Păi de acord, de acord, de acord. Ce se face acolo? Nu vrem să facem nimic. Ce se face? Deci, centru cultural, deci aici este proiect, este pe centru cultural pentru, da, centru de tineret și activitate culturală. Da. Dar vreți să punem la vot proiectul în formă în care vă spun. Dar propuneți prima dată propunerea lui domnul Georgescu. Dar domnul Georgescu a spus de cămin cultural, nu de centru. Ce treabă are? Deci ăla va fi altceva. Am specificat, nu am propus. Cămilul cultural se va face când se va face la Vodosul. Ăsta este centru și se apropă să puneți să se păi sigur că da, ce deci mai... Deci eu tot am spus. Supun la vot proiectul în formă inițială. Care a fost propus. Cine este pentru? Pentru... Dar nici nu este aici. Hai, mai spune-te. Nu a fost atent. Mai spune-te. Supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Toată lumea, da? Nu se pentru. Da. Trecem la urmă la ea. La expunerea de motive pentru proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței comisiei pentru aplicarea prevederilor ordinul numărul 448/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale la nivelul Comunei Bârsănești, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, la nivelul județului Bacău a fost inițiată acțiunea de operaționalizare a sistemului Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale, fiecare localitate. Trebuie să întocmească și să aprobe, înregistreze nomenclatorul stradal
în Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale, ceea ce înseamnă că fiecare drum și uliță trebuie să poarte o denumire, după care se va efectua o renumerătoare a gospodăriilor și terenilor fără construcții de pe fiecare arteră, rutieră, în conformitate cu legislația care reglementează aceste proceduri de lucru specifice. În consecință, am procedat la constituirea unei comisii de lucru mixtă care cuprinde atât funcționari din aparatul de specialitate al primarului, cât și consilieri care să efectueze deplasări în teren pentru atribuirea de denumiri pentru toate drumurile și ulițele și pentru numerotarea tuturor imobililor cu sau fără construcții de pe teritoriul administrativ, unității administrative teritoriale. Membrii comisiei vor respecta și aplica prevederile ordinul numărul 448 din 2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale. Dacă mai aveți propuneri pentru completarea componenței comisiei, vă rog să le supuneți aprobării în cadrul acestei ședințe. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței comisiei pentru aplicarea prevederilor ordinul numărul 448 din 2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale la nivelul Comunei Vârstănești, județul Bacău. Propune. Articolul 1. Se stabilește comisia pentru aplicarea prevederilor ordinul numărul 448 din 2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale la nivelul Comunei Vârstănești, județul Bacău, în următoarea componență. Pentru satul Albele, doamna Paisa Camelia, inspector urbanist, Pascul George, polițist local. Pentru satul Bârsănești, domnul Ionuță Gabriel, inspector Camera Agricolă, Axinea Iordachel, inspector agent agricol, Gabriel Ugeta, referent asistență socială. Pentru satul Brătești, Pârvu Dorel Octavian, referent agent fiscal, Munteanu Cristina Elena, asistent medical comunitar, Miron Costel, consilier local și Pelin Sorin, polițist local. Pentru satul Caraclău, domnul Gabriel Daniel, viceprimar, domnul Planaru Gheorghe, consilier local și doamna Mihai Mirela Claudia, consilier local. Articolul 2. Membrii comisiei, nominalizat în cuprinsul articolului 1, vor efectua deplasări în teren pentru atribuirea de denumiri pentru toate drumurile și ulițele și pentru numerătoarea tuturor imobililor, terenul cu sau fără construcții de pe teritoriul administrativ teritorial. Punctul 2. Vor respecta și aplica prevederile ordinul numărul 448 pe 2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale. Articolul 3. Prevederile prezente vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoană nominalizată la articolul 1, primarul Comunei Bârstănești și prefectul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică la sediul Consiliului Local. Mulțumesc! Vă mulțumim, dacă nu vă supărați, aș vrea prima dată să dau cu domnului Blănaru. O secundă. Deci singurul lucru trebuie motivat în hotărâre, intravilanul, că e numai din intravilan vorba, nu și în extravilan vom numerota și vom face ce vreau. Dar nu se poate. Dar nu-i trecut în hotărâre, trebuie intravilan. De exemplu, sunt uliți care duc și drumul până și ies în extravilan. Și nu facem la loturile respective, n-avem cum ne rota. Deci facem la extravilan. Și intravilan. Păi locuința nu e extravilan. Dar sunt locuri, aia e problema. De exemplu, sunt uliții care pe parte sunt case, pe parte nu sunt. Pe partea care nu sunt și este în intravilan, nu mai rotăm. Și ies în extravilan, nu mai avem treabă. De aceeași uliță. Nu înțeleg aici. O casă este la 300 de metri față de celălalt, noi am mai prins. Stați să vă explic, domnule. Știți cum e domnul? Administrativ teritorial, da? Limita administrativ teritorial este una, limita localității este alta. Da. Înțelegeți? Fiecare localitate are și limita administrativ teritorială și limită de pug. Deci limita de pug, pugul se face numai intravilan. Bine, ce se întâmplă? Dacă unul își face o casă un kilometru, se face pus zonal, dar acolo se face un intravilan cu localități. Dacă intravilan, nu are nicio treabă. Și strada. Discuții. Domnul Brănaru, în extravilan, da, eu îți bucuros pentru faptul că am fost cel care am insistat de 6 ani de zile pentru acest proiect
Și mi s-a împlinit în urma discuțiilor și la prefectură, pentru că eram unele din județe care rămăsesem în urmă, Constanța, Tulcea, Vrancea, de exemplu, făcute de mult, județul Bacău rămăsesem în urmă și am insistat și la Consiliul Județean, mă refer la cei din partidul meu care ne reprezintă acolo și văd că da, oameni. Le mulțumesc și lor, mulțumesc la toți, că proiectul, dorința mea s-a împlinit până la urmă. Dar să vezi dacă l-a făcut. Este de muncă, eu am fost cel care am spus, nu mă dau înapoi, voi fi primul. Le punem ca la principală, păi da, spune aici. Aici e comisia, comisia ca să înțeleagă toți. Nu am pic să termin eu. Deci comisia. Mă lăsați să termin eu, dacă. Deci trebuie să înțeleagă cei care sunt, noi am înțeles cei de aici, cei care ne ascultă, ne privesc așa pe internet, pentru că comisia asta va da denumirile străzilor. Asta va fi una din atribuții. Poate să consultare, domnule. Și răbdare. Deci asta, comisia va merge pe zona respectivă, pe o stradă, așa. În primul rând trebuie să respectăm istoricul străzii respective. Adică, cum avem la Caraclo, poietul e un chiriac. Obligatoriu trebuie să-i dăm la casa lui, adică de la Petrache Mihail în sus până la Vasile Ioane Zisuru. Aia trebuie obligatoriu să fie... Păi, dar când să ajungi acolo... Păi nu, am dat un exemplu. Am dat un exemplu. În acest ordin să înțelegem că lăsa la libertatea comisiei să aleagă străzile care consideră de cuvință. Nu neapărat trebuie să mă duc. Nu, dar trebuie să respectăm istoric. Asta e prima dată. Corect. Dar nu mă ține, nu mă trebuie să aia. Ar fi bine să respectăm. Să supărați dacă sunteți în comisia? Dacă sunteți de acord cu comisiile propuse? Sau dacă vreți să nu vă gândiți de exemplu la altele, n-am trecut pe nimeni. Cine vrea să se înscrie? Deci, doamna, Deci am început față așa, da? Deci cu care am început cu anul Domnului. Deci fiecare satul lui. Doamna secretar. Doamna secretar. Fiecare satul lui. Deci consilier de la Bărsănești în Bărsănești, consilier de la Caraclău în Caraclău, consilier de la Brătești în Brătești. Și gata, și nu mai trebuie. Problema este că își vor da efectiv concursul sau nu își vor da. Păi da, care nu poate. Aici pune la vot. Cum puneți propunerile la vot? Nu poate. Dacă nu, vrea, nu vrea. Dar suntem trăiești. Eu și el. Deci comisia va trebui să poate. Nu e vorba de Bărsănești. Care poate ne-a... Care poate și care poate. Nu e o problemă. Nu e obligat. Hai să vorbim așa, să nu ne purcăm. În avele. Tu știi cum e cheamă ulița cu care atât? În avele. Domnul Petru, vă dați? Da. Domnul Lazar, da. Domnul Enache, nu. Deci domnul Petru și domnul Lazar. Deci Petru și Lazar, da, da? Da. Domnul Enache, nu, că eu știu situația. Care serviciu? Care serviciu? Pe Caraclou am trebuit să-l luăm la Da, pe Caraclou toți. Toți? Da. Da. Care toți? Păi, Gama Mare, Iarăși, Gama Mare, Iarăși, nu era trecută. Da, nu mai era. Am rezolvat. Bun. Bărsănești. Eu. Doamna Georgescu, în zona de pretenție, sau duminică sau... Nu contează, mă, că se salinește. Tu poți să vii... Eu nu m-am făcut nici atunci ar fi... Nu pot să fiu. Atunci ar fi... Bărsănești. Nu purteam. Eu, ca să fiu duminică, am lăsat mult. Trece și eu. Nu am fost. Numerele. Dacă ați citit în ordine. Da. Ați avut învățarea. Așa, abia numerele vor fi cu totul altele de față de cele care sunt acum. Vedeți, domnul secretar, pe care nu
Orice stradă... Nu poți să este centru și acolo trebuie făcut ce trebuie făcut? Doamna secretară, doamna secretară, orice stradă pornește numărul 1 și termină la ultimul număr. Da, da, orice stradă. Pe dreapta pare, îi pare. De stânga. Sau în stânga, îi pare, pe dreapta pare. Acolo este de mers efectiv în teren. Dar nomenclatura stradală poate fi făcută pe planul. Deci eu zic așa, comisia trebuie să stabilească de unde pornește. Da, exact. E posibil, exact, e posibil ca un imobil să figureze în proximitate două străzi. Da, orice străzi, dacă ați apucat curiozitatea să știți. Deci trebuie să stabile, comisia trebuie să stabilească de unde se pornește. Da, asta e numărătoare. Limitele fiecare străzi, da. Aici e toată chestia. Și simplu, pe partea stângă, orice localitate merge cu numerele impare, pe partea dreaptă cu numele pare. Da, da. Dă denumirea și la revedere, să vedem. Și kilometru zero de unde pleacă de mersele? De la Clodos. Dacă răspundeți, de la Clodos. Domnul Consilier. De acolo, de la stradă, de la aici. De la Gura Băi, de jos, de la aia. De acolo pleacă zero. E calea Gura Băi, calea Brătești. Bun, deci a rămas la Brătești. Brătești. Brătești? Cine mai este? Eu sunt în comisie, nu am nimic de dat. Stan Mihaela. Mihaela? Poți vii? Florin, vii? Da, la Brătești. Să bagă. Să bagă. Deci toți trei. Ai demonstruit? Nu, nu. De acum am... E foarte bine că sunteți atât de chiar e foarte bine. Păi, fără doială cum va fi făcut. Îmi rămâne ceva. O cât de mică poate fi făcut. Nu, din punctul de vedere. Trebuie dat să-ți pare termen. Păi, e greu, dar până... Doamne, până când de ceva străzi, vedem cum denumim străzi. Ai, să vedeți toate bolile de-a ta. Doamne, secretar, domnul Cojela, noi cu la Mironet, la Pulichești, la... A, stai puțin, că avem personalitate. Nu? La Pulichești, la Zărești, la Călean, la... Partea de sus, la Călean. Tu pune la vor proiectul în forma în care a fost propus. Partea de sus. La Lăzărești, cum este acolo? Tot Găleanu? Da. Găleanu de sus, Găleanu de sus. Cine e Pedro? Păi merită să nu înțeles. Păi, da, păi. Sau toate rugirile de comisii care nu s-au făcut. Da. Cine se cântă? Abține după ce? Maricica e... Nu se vede din poșe. Stai în două sugerți. Scoite pe timp, dar stai în două sugerți. Dăm cuvântul domnului primar. Da, vă citesc raportul de specialitate. Dar nu mai, hai și vă stare să ne întindem. Deci aici au venit bani pentru asistență personală, nu știu ce sumă, stai să-i spune. 118.000. 118.000 pentru asistență personală, dedicați. I-am repartizat. Nu avem ce face. Pentru persoane. Propune echiparea bugetului pentru finanțare cu 118.000, secțiunea capitală. Deci să-ți citit asta. Da. Asistență socială, cheltuieli și salariile, contribuții și indemnizații. Tema asta, să trecem, spune-mi o postă. Deci, stau după și bugeta. Am tine după schimb. Ia zici el. Hai că azi atunci câte emoții, după câte răcate. Atât. Diverse. La diverse. O luăm. Din patru ate. Pronul 1 cu 2. Nu, tot unde cu mine. Acum am început. Domnul președinte. Da. La diverse înseamnă că trebuie să merg la hartă. Dacă tot avem hartă aici. Chiar te rog. Unii kilometru zero. Ce nu știu eu. Să aveți poate nu un numere Glodos. Aici ar fi Glodosul, da? Caracău, vine Guravoiu, Algre și Brăi. Deci nu stai. Trebuie centru aici cultural? Trebuie, da? Bine, ce o să fie, o să fie, că va fi, o să fie. Asta vreau și asta dorim. Dar nu ce se face să asfaltează drumul la Algre? Păi, dacă se asfaltăm drumul de la Arme, că este foarte aproape. Dar nu mai știu că nu interesează. Deci facem, sunt bani, să o asfaltăm. Dar vin de scurs acolo. Și de scurs vin, da. A mai fost. Deci, poți că a venit la Bădosul, a venit de Adi Toma, de Adi Lazar, de la Brătești, de Adi Iancu Marin, de la Caracol, de Adi... A fost și vin, aia e trebuie asta vreau ca la Godosul rămână terenul cultural. Este aparte pentru pasul. Vă mulțumesc. Să ne ajute Dumnezeu, mă. Doamna, ai jurat-o? Doamna, nu aș fi reclamat. Da,
Doamna Sanu? Doamna Sanu? Și eu ce mă ceva de asta, vă aduc eu, ok. La diverse, domnul Miron. Sigur, sigur. Eu cer. Deci, eu vreau să ridic cam vreo două, trei probleme, cam așa le am. Eu zic că unele sunt rezolvabile ușor, altele poate mai puțin mai dificil. Tot am pus în discuție mereu drumul ăla pe Găleanu. Ideea este felul următor. Cel care l-a deteriorat nu are obligația să le facă. Din punct de vedere legal, da, vă dau tot eu răspunsul. Da, trebuie să refacă. A stricat drumul să repare. Asta dacă acționează, mă să lucrezi de o bară. De drumul județean, putem noi să dictăm pe drumul care nu ne aparține. Bine, eu zic de aceea. O informare, o informare ar trebui făcută. Da. O informare. Da. Că nimeni nu ne-a deteriorat. Mă, decât cei care au cărat diferite materiale cu un tonaj foarte ridicat. Asta este prima problemă. Ar trebui, deci, ca idee să facem o informare către Consiliul Județean. Trebuie la răspundere, da? Și eu am atins mașina de județ. Nu-i vorba de asta, dar orice individ care deteriorează ceva, legea îl obligă să repare, nu? Așa este din punct de vedere. Bun. A doua problemă pe care vreau să o ridic este referitoare la toaletarea arborilor de pe ulițele din satul Brătești. Vehiculul care are un gabarit mai înalt, ating la crengi, ating și ar trebui toaletate. Vreau să spun în punctul ăla unde zicem noi drumul la Mușăt, așa îi zicem noi acolo. Pe ulița aia am spus acolo. Până aproape de biserică, acolo trebuie să toaletați copacii pentru că este șarferă principală de circulație. Problema e dacă vrei să vedem atât la urmări în spate, eu vorbesc cu proprietarii și nu mă am. Ideea din punct de vedere legal de urmări e felul următor. Orice arbore aflat pe suprafața publică, adică pe teren public, administrația publică locală poate să facă orice dorește. Dar majoritatea sunt în curtea unor, numai că e atârnă pe drumul public. Crengele, deci așa, din punct de vedere legal, așa, și juridic, se spune așa, chiar și la arborii din vecinătate. Crengele care cad în partea unui vecin, sale lui, da, să știți, așa spune, din punct de vedere juridic. Vin crengele în partea drumului, tăiate jos. Simplu. Bine, după am spus ce să mai facem. Deci chiar am deci asta am o chestie de discutat sus la Floresta Ciobanu, acolo am terminat. Acolo e o arteră principală către biserică și ar trebui a treia problemă m-a sesizat iarăși un cetățean din sat, probleme cu câinii din zona școlii de acolo, dar bine, pe lângă faptul că sunt în zona școlii și așa, dar am înțeles că intră și în curțile oamenilor și creează un pericol. Haideți să vedem dacă există o posibilitate să informăm sau să solicităm serviciul de ecarisaj și poate reușim să-i luăm de acolo. Deci am înțeles, ecarisajul nu e o mare lucru, îi prinde, dar unde îi duce, aia nu există centru la Onești, n-avem un centru. Eu abia primește pe-a lor, că am semnă legătura cu domnul Lupică de acolo. Dacă se poate, deci... Să vedem dacă... Dacă nu va fi nevoie să facem noi, vă dați să facem noi ceva. În centru? Deci, normal, centrele astea de ecarisaj au fost făcute fiecare localitate și o cam făcut. Și de asta, doar știu, nu știu, de nu pot să zic nimic. Merge la treaba acolo. Prezintă risc pentru... Prezintăm o scuzetă. Păi știu, dar îi pot, deci din punct de vedere legal, trebuie și ridicați de acolo, trebuie depus și într-un centru de care să ai. Deci nici nu lăsați pe spațiu public, nimeni nu-și atribui că sunt ai lui. Sunt probleme, știți acum. Știu. Dar noi n-avem treabă cu nimeni din ăsta, că dacă dumnealui are să o opuni, dacă să o opuni, există legii, domnule. Când ne aude mașina lui și când ne aude? Cine dacă dumneavoastră declară că sunt ai voi, să și ia acasă. Singur. Ce vine cu câine acolo? Dacă nu, să-i ridicăm. Dacă nu, să-i ridicăm. Dacă nu, să-i ridicăm. Atât, mulțumesc, eu am terminat la nivel. Cu toaletarea, revin și eu, dacă acolo este chiar la Jenița, acolo, și acolo ăla cade pe... Da, trebuie tăiat. Trebuie tăiat, ăla chiar... Am ieșit și eu, da. Da.
Am tăiat în fond, am tăiat și până balinul de la... Balinul mai văd și frumos, am tăiat. Dacă tăiem așa... Deci acolo trebuie acela... Trebuie intervenit. Facem o toaletare așa, că nu mai facem fiecare an. Da, da, da. Deci odată și bine. Și mai faci 2 sau 3 ani, mai mai finem. Tot ce s-a aflat pe spațiu public, cade în administrarea primăriei și sănătate. Are dreptate. Eu am terminat. Da, să revenim nou, dacă așa, mă bucur că se luptă pentru un centru cultural, e ok, chiar dacă sunt tineri puțini, dar vreau să vă reamintesc că sunt alte priorități și poate o să intru iar în conflict cu domnul președinte, care a fost foarte vehement atunci, știu, e ok și un centru cultural, nu zic nimica, dar haideți să vedem, haideți să facem proiect pentru asfaltare, să facem proiect pentru asta și le facem proiectul, cum a spus, și pentru centru. Hai să facem proiectul și când prindem finanțare, dăm drumul la finanțare. Haideți să mai avem proiect. Sunt noi și cu proiectele astea, deci prin bani dedicații. De exemplu, la luare, pentru aia. Și măcar, dacă prindem unul de acolo, nu spune. Să zicem că prindem bani pentru ăla. Ce mai există în excedentul bugetar care... Mai este ceva? Sau... Că discutasem la ședințele anterioare. Avem un exceder. Ce facem? Haideți să scoatem prin, măcar să rezolvăm cu podurile. Deci podurile. Am fost la acum, am vorbit 80-90% șanse să intre PNRR 3. Asta peste care? Adică din decembrie, de după ce se depune proiectele pe 2, acum la 30 octombrie, se depun. Până în decembrie, când se semnează contractul de finanțare, atunci ei văd câți bani rămân. Dar să fie bucătărea, să avem de ce pregat. Trebuie să-mi intervin iar un pic pe drumul ăla, pe Valea Coenic, așa am început să deprioreze. O mașină, două, trei de bălaturi. Eu am mai propus. Deci o aducem așa, vrea să le lăsăm așa, depozitate, în locurile ne permite, ca mai aducem un pic cu tractorul nostru. Dar nu de ala, de acolo, de acolo, după Păiana, nu. Atunci mai așteptăm un pic să vedem. Și poate bani sănătate. Cum? Până la ăla e drum și ăla. Poate că e acolo completat. Până la urmă nu e. Găsim o leagă mărunt. E, s-ar găsi acolo mai mărunt. Asta e situația. Nici nu poți să întinzi prea mult. Dacă nu ai bani, ce faci? Așa și... Haideți să încercăm. Am mai vorbit, am sunat și eu cu doamna directoare. Nu este net la școală. Au calculatorul ăla. Nu ești mai greu, dar nu știu. Vor rămas 10-15 copii, dar hai să ne ducem total din... Vă spun, din propunul la școală costă reparația 100 de milioane. Dar știți, abonamentul e 50 de lei pe lună și n-ar fi cine știe ce de mult, dar... Nu știu, are datorită... Am înțeles că este casetă, trasă, tot trebuie făcută legături și un abonament acolo de 50 de lei, chiar nu știu dacă merite și copii, calculatorii sau doar că asta de sau doar nici nu. Și noi facem școală. Nu știu, că am înțeles la domnul, până la urmă ați mai rezolvat, fata aia mie să se rezolvă, nu e nicio problemă. Ce va se întâmpla? Cu internet. N-am mai venit? Eu am venit cu... O zi sezonul. Sezonul se cum și la București. Așa am văzut, am venit. 25 de lei. Dar nu-i problema de bani. Problema e să vină să aibă semnalul bun. Aici e problema. Nu? Eu am zis că, până la urmă, când nu e ajuns, când are acoperiș, pentru un accident. Da, mi-au zis că o să vorbească și ea să vadă că acum mai depinde direct de ei, acta îi coordonează. Toate societățile mici de internet, telefonie și cablu. Dar tu nu e chiar nu știu ce societate, eu am la țară și foarte mult sunt. Păi da, păi aia e societatea, dar acum au mai rămas ele, ca să nu mai fie luptă între ele, le-a preluat acta. Mai e și unii, Volisatul nu-i preluat. Ba da? Nu. Dar vă spun eu? Am vorbit o săptămână asta. Nu știu ei. Ia întreabă pe băieții care are, să vezi că le-au venit facturi, deocamdată ăștia din Bârsănești, că abia urmează să le facă contractul la Caraclău. Gabi Ionita are la un sac și a venit cu acta. Mie mi-a venit factura de rău. De acta, nu? Da. Da, dar nu, contractele la Olisat. Deci nu a ajuns încă la contractele la Olisat. Eu am vrut săptămâna asta cu Olisat. Eu v-am spus. Ei ne-au adus oferte acasă, un pânză hârtii cu oferte. O să vedeți. Că și așa mi-a adusat cu mar, dar scordonați de așa. Da. Dacă îmi permiteți. La Dumnezeu Constituție, după aia mă tare. Deci, referitor la ce mai avem în excedentul bugetar, acum dumneavoastră spuneți că drumul de la Abile o să-l punem cu podurile, să așteptăm la PNDL, nu știu care, și excedentul bugetar, să facem altceva, de exemplu, să-l cheltuim tot
pentru refacerea drumului Caracău. Eu zic pe excedentul ăla bugetar, să stabilim aici așa cu cotă cât o să-l cheltuim pentru drumul Caracău și cât o să-l cheltuim și pentru interior la drumul Albelei. Păi ăsta ce e mână nu-i minciună, nu mai depinde de nimeni. Pe PNDL să le faci, o să aștepte cât și cât. Deci primul proiect pentru asfaltare la Albele a fost făcut în 2006, în noiembrie, pe 29 noiembrie 2006 a fost plătit. După aia s-a refăcut în 2012, în septembrie, și a mers pe interiorul satului până la Tomasena și până la Lazar Grigori. Prima dată a mers pe 154A, pe Stidial. Înțelegeți? Interiorul satului nu este în nomenclator de drum comunal. Încolo. Drumul comunal 154A vine din Poiană și trece pe Stidial. Și aia a fost prima proiectare. După aia s-a făcut în 2012 interiorul satului. Proiectarea, acum s-a mai făcut cadastrare la drumuri. Deci ce? Sunt SF-uri. Studiul se de dezabilitate. Acum am cadastrat drumul pe Stidialul. S-a cadastrat. Urmează să-l cadastrăm la anul, să terminăm, să facem cadastru pe partea de sat și partea de sat și la Caracău. Deocamdată la Brătești avem aproape pe tot, nu pe tot, toate drumurile principale. Au rămas mici ulițe unde sunt. Le prindeți și pe alea. Da. Păi dacă aveți de știu Bărsănești aproape cadastrat, puțin mai aproape cadastrat, dar o luăm și noi în funcție de ele mai importante, după aia tot ne ducem către mare. Dacă aveți de gând să cheltuim, să facem ceva cu excedentul bugetar, deci să faceți, să facă, cum spuneți, la drumul Caracău, să facă ceva la interiorul satului Albrei, să stabilim aici o cotă câtuși de cât, că nu să hai să votăm și după ce faci, acolo trebuie bani, nu să termin tot și să termina bani. Deci stabilim asta, bă, ăsta-s bani, facem, cota asta o facem la Caracău, cota asta o facem la Albrei și... Înțeleg? Nu, noi stabilim. Nu așa. Ce faci din alte proiecte, nu poți să combini un proiect. Noi avem proiectul pentru satul care îl Bărsănești. Avem proiectul care e pe de Boiana și tot mai am adoptat de câte baloni cu și tot discutăm de el. Da. Așa și excedentul a rămas, nu? Da. Să prindem. Poate să facă de excedentul. Poate să facă de excedentul. Poate să facă de excedentul. Poate să facă vorba de 3 miliarde de și ceva, nu? Da, 34.000. Și-a rămas excedentul, că cotă parte de statul la Programul Național de Dezvoltare Local, cotă parte de primăria. Problema e că dacă faci un excedent. Dacă ați faci niște acuzuri, trebuie să faci trebuie să de la Caracol. Trebuie să faci niște acuzuri, nu știu, și rezolvi o sumă. Suma aia n-ar urge poate nici ce avem noi în cont, excedent bugetar. Păi să zice că trebuie tot, acolo și acolo nu mai rămâne nimic. Eu cred că n-are cum, dacă... Haideți să vorbim la puțin la el, a costat 80 miliarde cu podul. Deci la Caracău șanturi, podul, puteți. Acum pentru reparat, eu nu știu ce să zic, dar mai mult de 10 miliarde nu are cum să ajungă. Și diferența până la 16, cât am înțeles că va fi acum, cu el altfel ce mai face. Facem podul ăla la altfel. Dar până nu facem documentația pentru drumul Caracăului și aia, cu ori în decembrie, ori în ianuarie, că o să mi trebuiască niște bani, că deocamdată nu sunt. Să vedem exact valoarea și cum să începe. Să demara documentația. Să faceți acolo, să faceți pentru asfaltare interior drumul. Să nu arunci, chiar dacă nu arunci. Trebuie făcute proiecte pentru toată comuna. Pare că nu o să le vină rândul, o să le facem, dar ar fi bine ca fiecare sat să fie asfaltat, cel puțin pe arterele principale. Sigur că da. Și după aceea mai vedem cu restul. Da. Că nu este, că știți că am discutat și la ședința trecută, nu este moral, că și satul ar, nu că eu, deci așa ar fi echitabil pentru toți. Toți plătim impozite, toți plătim taxe, fiecare are dreptul să circule pe asfalt, da? Cei care avem ne convine. Suntem bine, mersi, nu ne mai interesează. Da. Dacă aveți. Da. Și mă încă de ce ai să rezolvăm problema cu stâlpul ăla din nou? Acum e toamnă, se poate lucra la el. Nu știu, Florine, ce să mai zic? Cred facem o poză, îl filmăm, îl ăsta. Deci rămân în comuna fără lumină. Că dacă e din altul. Deci singura care este în toate jos. Stai și în care stâlp, atunci să rezolv. Nu-i doare capul de nimic. Deci eu fac adresă, îmi dă aviz pentru stâlpii de la Brătești aia doi din dreptul podului de acolo, de aici de jos.
și când îi chem să facă să rezolve treaba, spune că din cauza mea că s-au acționat la reducerea stâlpului. Mă mâine imediat a avis mediat. Regim ecologic, domnule. Hai să facem, cum să facem să fim? Florine, uite cum mă dăm eu. Uite, mergem prin Hoda să vezi stâlp de beton care stă în sârmi. Știu, dacă are nu, poze, nu. Vrei să-ți arăt toate pozele care le-am trimis și pe la Târgu Mureș și peste tot. Asta cu un alta, ăsta trebuie neapărat. Ăla dacă s-o rup firli, a rămas dar toată comuna afară de mine. De ce spun neoficial când vorbești unii la telefon, spun, domnule, dar dacă bate vă mulțumesc. De bine, bine. Ce mai e? Că l-a dus, îi stârpă acolo, acum mai toamnă, se poate lucra, cum s-a anunțat, iar de grea, nu știu ce, că nu mai poate să intră. Să rup la bombări. Da? Nu, trebuie făcut informare, așa zic, să fie acoperire legală, da? În cazul în care... Nu știu, ce se mai poate? Noi am stat o luni de zile fără telefoane, la Agri. Să văd cazul și de-abia, de-abia... Mai multe poți fi WhatsApp, nu mai, nu e doar cazul. Domnul Agri? Ar fi o problemă tot legat de școala de la Agri. E un arbore uscat acolo, care prezintă pericol pentru elevi, tineretul care merge la... Păi nu, ciocanul la urmă care sunt. Sau ce sau ce? Nu, e un anin. Arinul, la arinul de la poț. Da. Dar trebuie cu niște lucrători, mers acolo cu frânghi ancorat, ca să nu vină pe fire. Asta e. Aduc eu un drujbar acolo, specialist, ca să poată doborâ, să facă treaba ca lumea, dar poate trebuie îndepărtat o plasă de la gard acolo. Îndepărtăm. Și în ziua că dacă... Haideți... Suntem atauleacă. Săptămâna ce vine. Așa, ca să iau și pe ăștia de la EON în cazul da, în să caz vină să ne lanșeze pentru orice. Da, da, în caz din. Să scoată lumina da. De pe ei. Prezintă pericol și pentru firii și da. Pentru... Bun. Când poți aduce drujbarul, ne anunț, am fost la dispoziție tot. Vii și mă atac tractorul cu drujbarul, dacă e ceva și-o ții, pe cușupa. Și o duceți la școală. Da, la școală, la școală. Da, din limită cu școală. Și la Pelești și o tăia din Părâu, trebuie să tăia cu ăla de pe aia. Nu cu șoală. Da, da. Da, apa. Da, ai marcat arinul ce da, remarcă în vârf. Dar nu, e uscat. Domnul Lazar, gata? Da, atât. Bun. Am întrebat dacă deci, e marcat. Deci, anunți când ești disponibil. Da, te-ai marcat. Că la noi e mai ușor, că lumea e aici. Da, am înțeles. Da. Domnul Staciu e... Dar cum e? Nimic. Nimic. Dar două probleme. Puneți un X, doamna secretară, în procesul verbal, cum îți ținea ce gen. Da, mă lăsați și pe mine acum. Deci două probleme am și eu. Una mi s-a împlinit și a doua o am cu drumul cel neasfaltat. Și cu voia lui doamne, doamne și cu ajutorul celor de la Consiliul Județean. Aia cu străzile. Cu străzile, dacă. Acum ne ia de lumină, acum vrei să asfaltă. Vreți să mă lăsați să vă rog, nu am intervenit peste nimeni. Vă rog, tot vă trebuie mai bine. Gata, dacă nu taci, ce normal cu eu. Deci, problema cu drumul ăla neasfaltat, care ne doare pe toți, am vorbit cu doamna prefect, astăzi a fost la Onești. Care drum neasfaltat? A, porțiunea de... Porțiunea de 1,420 km, a trecut 1,5 km. Și le-am vizor pentru anul viitor să acorde finanțare primăriei Onești, ca aparține Oneștiului. Și Oneștiul îl au utilajele necesare și poate dă Dumnezeu și la anul la revedere. Dacă nu se schimbă altceva nimic, dacă da, nu, da, Doamne ferește, se întâmple alte calamități prin țară, să fie nevoie de distribuire. Așa. Și a doua, domnul Lazar este aici. Au apărut pe garduri niște afișe cu făcute da, de domnul da, Iene. Da. Poate ne puteți explica care e adevărul? Adevărul e în afara legii. Deci ca să explic oamenilor care da, o să ne urmărească, da. Chestia cu ridicatul lemnilor din pădure proprietate. Da, este în afara legii. Deci în afară. Ca să știi, oamenii da, că m-am întrebat da, și am da, zis, nu știu. Da, oamenii în eroare și asta e. Eu care m-am întrebat, le-am spus, domnule, nu este legal. Totul se marchează, da? Păi da, dar ăla scrie. Treaba ma ta, dacă vrei să te duci, dacă te-o prins, te marchează prima ta. Asta o ajuns la direcția silvică, putem ajunge. Ca băsărtia cu ștampilă, cu ștampilă. Mulți spun, zice, și domnule, dar pe pământul meu arabia, agricol. Pot să-mi iau cultura acasă la pădure? De ce nu pot să-mi iau? Citește legea silvică atunci, înveți. Da. O mers în comuna Libez, o mers și o dat tapii și la cetățeni. Exploatarea silvică se face în regim silvic. Bine, și acum, de exemplu,
Da, bine, că nu are nicio treabă acolo, Silvic. Ar putea să, pentru informare aiurea, putea să... Sau dezinformare. Da, da. Ei, organii poliției, noi am informat direcția Silvic, da. Totuși este, domnul Lazar, totuși este o procedură greoaie în obținerea, sau să zicem așa, autorizație de marcare. Totuși este o operație destul de greoaie la nivel de ocol silvic pentru pădurile private. Adică se vine foarte rar în pădurii să marcheze mai pe șleau, așa spus. Păi, oricum, la noi sunt personale e puțin. Asta e. Și cealaltă problemă, deci eu am mai pus o în discuție. Da. Sunt de acord că se vehiculează pe toate canalele mass media, păduri, păduri, că noi ce facem, cum supraviețuim. Dar cei de la țară cum se încălzesc? Așa, gaze, nu, nimic nu avem aici. Păi și dacă lor nu le se marcă, ei nu pot să ducă. Poate nu au posibilități materiale să marce. Ce face acel om? Cum se încălzește într-o iarnă? Dar acum, deși o nouă lege spune că să vină la primărie, să se treacă pe tabel, să facă primăria, transmite mai departe deci, date de la o când, și când mai aduce legea acasă? Următorul an cred că mai primește lemne. Nu, deci și legea are lacune, și legea are lacune. Trebuie stabilite niște chestii, că nu. Vă dați seama că noi aici am cel puțin în comuna noastră, nu există gaz, nu există alte surse de... Înțelegi? Și omul ce să facă? Și noi la nivel de Consiliu ce putem face? Putem schimba legea? Nu, dar nu o putem schimba noi, dar s-ar putea găsi anumite modalități să fie sprijiniți și anumiți oameni. Domnul Vice? Dacă aveți ceva întrebări? Nu, dar da, vreau să vă spun. Ne-am să aminte. De săptămâna e la puteți... Da, trec sigur. De săptămâna e la puteți să ne anunțați pe oameni, noi scoatem tabele cu gunoiul, trimitem om cu mașina de gunoi și la cei ce n-au plătit nu se mai ridică gunoiul. Deci asta trebuia făcut de mult, că trebuia sunt persoane și am ridicat da, am anunțat sau și-au luat de angajament. O parte vine de o plătit care nu plătește. Dar nu trebuie să plătești. Vedeți dumneavoastră forța aprianca, nu mă obligați să ieși drăguți. Rezoluție, mai ales să vă duci la arcul la rău. Nu e adevărat. Vă dată cu impozitul. Să ia banii... Păi nu e greu dacă nu-i drăguți. Să duci la arcul la părâu. Ați văzut forța aprianca și nici nu. Dacă nu spuneam pe domnul. Hai, lăsați-l un pic, dacă nu Georgescu nu s-a scris atunci. Vedeți care e forța nucleară? De trei ori, deci la Caracleu, se chinuie acum să facă asfaltul pe câmp și la Albile în sat, unde merge omul nu. Pe câmp unde? Păi da, nu se face pe câmp, acum de continuare. Unde e pe câmp, ne te duci la Onești, da? Dar Onești îl face nimeni! Onești, foarte bine, îl face Onești. Dar vedeți dumneavoastră ce neptea toți. Și la albele toată lumea au plătut și toți care nu au plătut. Nu-i problemă, eu nu sunt de acord cu ce-a spus. Băi, Marcica, nu, eu sunt de acord. Totuși să vorbim cu prefect, dar cine vorbim cu prefectul și pentru albele? Că vă ne duc. Normal că vreau să ne informeze, dar vedeți lupta, toată lumea a bătut din bară. De la asta și până la sac. Ai văzut? Așa e. Cum e la Caragului, ca cum ar fi, de exemplu, de la ultima casă din Bârsănești, până la șoteaua națională, să fie pământ dumneavoastră. Eu nu mă refer la asta, e să poți să vină. Aici e deja la nimic, trebuie administrativ.